Gloria a efectuat sâmbătă dimineață un antrenament util în compania divizionarei județene Voința Căldărești. Buzoenii au rulat tot lotul de jucători, iar în repriza secundă și-au făcut apariția în teren și antrenorii grupării din Crâng. Mi-a interesat mai mult antrenamentul, le-am dat șansă și la celor care au jucat mai puțin să joace, cei care în proporție de 90% titulare au lipsit, dar una peste alta este exact ce ne-am propus. Liga a doua are început în weekend. Ion Viorel, antrenorul Gloriei, a fost prezent la confruntarea dintre Dunărea, Brăila și Farul Constanța, întâlnire câștigată de brăileni cu 4-0. Un meci în care Farul Constanța au pasat, au avut posesie, iar cei de la Brăila au avut 4 contraatacuri, 3 gol. Nu știu, așa, mi s-a părut prea ușor, așa cum s-a. În prima etapă oficială din 2016 a primei serii din Liga Secundă s-au înregistrat următoarele rezultate. SC Bacău, Oțelul Galați 3-0, Rapid CF Suceava, ACS Berceni 1-2, Dunărea Brăila, Farul Constanța 4-0, Dunărea Călăraș, Ceahlăul Piatra Neamț 1-0 și Academica Clinceni, Rapid București 0-2. Surprinzătoare rezultatele din această prima etapă din 2016? Nu, erau așteptate. Brăila are o echipă bună, are un lot bun. Pentru mine o decepție la meciul de azi a fost Farul Constanța, care, în afară că s-a întărit față de anul trecut, n-a avut o prestație sub mediocru astăzi. Pentru Gloria Buzău, partea secundă a campionatului va începe sâmbătă, când fotbaliștii antrenați de Ion Viorel se vor deplasa la Galați, acolo unde vor întâlni formația Oțelul din localitate. Din cauza problemelor financiare, gălățenii evoluează cu juniorii republicani.